Anunț important pentru cei ce locuiesc în diaspora. Conform unui proiect de lege controversat al Ministerului Apărării, românii din străinătate ar putea să fie obligați să se întoarcă în țară în cazul unui conflict. Legea arată că aceștia ar trebui să contacteze centrul militar din raza unității teritoriale administrative, unde au avut ultimul domiciliu în termen de 15 zile, de la declararea stării de mobilizare sau de război. Conform Impact.ro, românii din diaspora au fost luați în vizor de MAPN. Aceștia ar urma să fie obligați să revină în România în termen de 15 zile în cazul instituirii stării de mobilizare sau a stării de război. Conform unui proiect de lege privind pregătirea populației pentru apărare publicat de MAPN în data de 5 iulie, notează știrile ProTV.ro. Prin noua lege se urmărește reglementarea recunoașterii executării serviciului militar de către cetățenii care au îndeplinit această formă de pregătire în armatele altor state. Și totodată se dorește clarificarea modalității prin care cetățenii români, respectiv cetățenii încorporabili, rezerviștii voluntari și rezerviștii, își exercită dreptul și obligația constituțională de a apăra țara, relatează Impact.ro. Conform Antena3.ro, întrebat în ce stadiu este acest proiect și ce părere au românii din diaspora despre aceste cerințe, Daniel Țebu, președintele Federației Asociațiilor de Români din Europa, a spus: în primul rând, nu a existat o dezbatere publică și mă refer la o dezbatere publică cu responsabilii din diaspora. Mi s-ar fi părut corect ca inițiatorul legii să stea de vorbă cu reprezentanții diasporei să găsească soluțiile cele mai bune. Acum noi trebuie să fim sinceri, este frumos, iubim țara, iubim România, însă să nu uităm că românii care au plecat afară au plecat pentru că statul român le-a întors spatele, dar și au o mare frustrare, o mare supărare pe politicieni și pe ceea ce înseamnă România. Pe de altă parte, eu cred că este normal să ne apărăm țara, însă cred că înainte să faci o astfel de lege, unde să pui la un moment dat și posibilitatea unde amenzi, trebuie să trezești în românii din diaspora acel patriotism pe care eu l-am văzut în Ucraina în ultimele 3 luni în care am stat acolo.